astăzi de vorbă cu domnul Cristian Stan, primarul municipiului Târgoviște. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Domnule primar, ați ocupat funcția de primar interimal al Târgoviște aproximativ un an și jumătate. Cum vi s-a părut această perioadă? În primul rând, a fost o perioadă foarte dificilă. Trebuie să spun că nu știu cum a trecut un an și jumătate. Foarte multe probleme, proiectele cu finanțare europeană în situația în care erau. La acest moment deja am reușit să închidem PID-urile, programul de monitorizare video. Suntem foarte aproape să închidem și complexul turistic de natație. Lucrările pe bugetul propriu de asemenea au fost numeroase. Practic, aproape fiecare lună am făcut câte o lucrare importantă. Așa că, observație de ordin general, pot să spun că a fost o perioadă care, până la urmă, s-a dovedit a fi o perioadă benefică, dacă ne raportăm la rezultatul alegerilor. Vreau să spun din punct, pentru că am depășit un moment electoral. Dacă lucrurile nu mergeau așa cum ar fi trebuit să meargă, această perioadă s-ar fi întors împotriva mea. În condițiile în care eu spun că am reușit să rezolv mare parte din provocările pe care le-am avut în perioada respectivă, iată că am ajuns acum la un proiect de cel puțin 4 ani, în care, cu siguranță, lucrurile vor merge mai bine. În orice caz, cuvântul, dacă vreți, cuvântul care ar defini această perioadă de un an și un pic, când am fost viceprimar cu atribuțiuni de primar, ar fi dificultate. Dificultate foarte mare în a rezolva probleme care erau foarte complexe. A fost nevoie de multă muncă, a fost nevoie de determinare, a fost nevoie de implicare, dar mă bucur că am reușit, repet, într-o măsură importantă să rezolv aceste probleme și, practic, nou mandat să intru cu alta probă. Care proiect s-a părut cel mai dificil? Sau care ați... În primul rând, deci o chestiune separată e vizată de drumul de centru al municipiului Târgoviște. Asta e o chestiune separată. Mă bucur foarte mult că în urma alegerilor locale, configurația Consiliului Local s-a schimbat și există o stabilitate. Vom aproba noi indicatori la drumul de centură foarte rapid. Asta înseamnă că proiectul privind centura municipiului Târgoviște va fi continuat. O veste bună este că am primit din partea Ministerului Dezvoltării permisiunea de a duce acest proiect până la finalul anului 2018. Datorită faptului că avem proiectul în derulare și în acest moment noi am preluat proiectarea, am făcut expertiză tehnică a lucrărilor, în momentul ăsta aprobăm noi indicatori și după aceea facem licitația de execuție. Eu cred că acei 15 km de drum, 15 km de canalizare și toate celelalte aspecte care țin de proiectul privind centrul municipiului Târgoviște, de spuneam, cred că aceste aspecte să fie rezolvate până la începutul anului 2018. E bine, pentru că așa mi-ați răspuns și la ultima întrebare. Și să finalizăm acest proiect foarte important pentru municipiul Târgoviște și pe care eu am ținut cu tot din adinsul să-l continuăm. Mai departe, dintre proiectele pe care, în celelalte proiecte, că mai avem câteva proiecte importante cu valoare de aproximativ 80 de milioane de lei, complexul turistic de natație. E un proiect care nu seamănă cu niciun alt proiect. Pentru că acolo, în afara complexității lucrărilor, am avut inițial o situație foarte, foarte dificilă. La începutul anului 2015 nu avem nici măcar un proiect stratul 1 de asfalt la aleile care sunt acolo. Nu aveam vreo 12 metri pătrați de alei betonate. Ne prinse nici măcar un proiect. Nu aveam termoizolație, nu aveam alimentare cu apă la zona de ștrand, deci nici măcar un proiect. Nu aveam canalizare pluvială sau menajeră vorbim de vreo 800 de metri liniar din fiecare, deci ele sunt o situație foarte, foarte dificilă. S-a început lucrările fără... Lucrările au început pe ideea, se poate și așa, lasă că o rezolvăm pe parcurs. Tot la începutul anului 2015, în momentul în care am preluat atribuțiunea de primar, m-am trezit fără finanțare.
pe acest proiect pentru cota de 50% suportată de municipalitate și cu datorii de 65 de miliarde către furnizor, către constructor. Cam ăsta era tabloul. Deci, repet, undeva la nivelul lunii martie 2015. Încet, încet am reușit să surmontăm toate aceste probleme. Vă pot spune că în momentul de față, în afară de câteva drenuri care mai trebuie făcute pe o anumită zonă a complexului de natație, lucrările sunt finalizate. Ceea ce e un pas foarte important. Aș mai spune că au apărut dificultăți dintr-o zonă în care nu credeam că o să avem dificultăți, și anume pe forța de muncă. Nu am avut, la primul concurs pe care l-am organizat, nici măcar un singur doritor pentru postul de economist, pentru postul de consilier de marketing, pentru zona de Salvator Strand. De asemenea, n-am avut pe nimeni, am reluat concursurile, sper ca săptămâna viitoare să le finalizăm. Am început, facem cursuri de salvatori ștrand, pentru că nu găsim pe piață asemenea categorie de personal, dar vom rezolva. Nu am vrut să forțez nota niciun fel pe complexul de natație. Nu am vrut să-l folosesc sub nicio formă electorală, pentru că lucrurile puteau să degenereze și vreau ca acest complex să fie inaugurat în momentul în care toate lucrările sunt finalizate, avem tot personalul angajat, avem toate autorizațiile legale, ISU, DSP și așa mai departe, iar oamenii vor petrece câteva ore agreabile acolo în condiții de deplină siguranță. De asta am spus că un proiect care n-a semănat cu niciun alt proiect, adică am avut dificultățile de care am discutat, pot să scriu o revistă așa cu ce probleme au fost acolo. Am trecut în partea cealaltă la dificultățile care iată au apărut legate de forța de muncă. Dar de ce credeți că e blocajul ăsta cu forța de muncă? Sunt mai multe motive. Unul, sigur că salarizarea din administrație este cea care este și nu este atractivă, din păcate. Și dacă tot am atins subiectul acesta, eu cred că la nivelul legislativului, la nivelul executivului, nivel de guvern ar trebui să aibă în vedere și problema salarizării în administrația publică locală. Nu se poate ca în zona privată, pentru studii medii, să ai un coeficient de ratizare 2, spre exemplu, să ai un anumit salariu, iar în zona publică salariul să fie aproape la jumătate, ceea ce mi se pare inadmisibil. Mai departe, un alt motiv ar fi: nu am avut la Târgoviște, nu avem oameni care să fi făcut cursuri de, nu știu, Salvator Strand. Nu avem. Persoana care se va ocupa acolo trebuie să aibă și cunoștințe de prim ajutor, adică nu trebuie să știe numai să nuate. Sigur că să nuate e o condiție sine qua non, dar mai departe trebuie să mai aibă și alte cunoștințe. Ne ocupăm în momentul de față de această problemă. Vreau să spun că este a treia oară când organizăm acest concurs. A treia oară. Din păcate, aceasta este situația, dar cu toate acestea vreau să îi asigur pe târgovișteni că acest proiect va fi finalizat cu succes, că Târgoviștea va avea un loc de agrement absolut deosebit, că toată zona respectivă va fi destinată agrementului, în sensul că lângă complexul de natație vom face un cartodrom, și eventual și o zonă și un mic parc între complex și cartodrom. Cartodromul a mai fost în urmă cu 25-30 de ani la Târgoviște. Pe zona respectivă vrem să facem unul modern și coroborat și cu centura municipiului Târgoviște finalizată. Zona respectivă va deveni una de mare interes pentru Târgoviște și mă bucur foarte mult, așa cum mă bucur că și zona de la fosta unitate militară de la gară va deveni o zonă foarte atractivă. Mă bucur că avem o finanțare pentru drumul de acolo și sper că în cel mai scurt timp să obținem și finanțarea de la Compania Națională de Investiții. Dacă nu se va obține această finanțare în următoarele luni, cu siguranță o vom obține din toamnă, când un guvern angajat politic va ști foarte bine care sunt necesitățile pe care o administrație publică locală le are. Pentru că în acest moment, o spun cu regret, dar actualul guvern
habar n-are care sunt necesitățile pe care le are administrația publică, fuge de răspundere la un mod absolut inexplicabil în momentul de față, într-o perioadă în care se închid proiectele cu finanțare europeană și se pregătesc proiectele pentru viitor. Proiecte pentru viitor care, la nivelul municipiului Târgoviște, sunt foarte generoase. Mă gândesc la, în primul rând, la proiectele pentru viitor. Așa cum am spus în numeroase rânduri, o administrație publică locală nu poate gândi decât acele proiecte care sunt finanțabile. Și care sunt finanțabile, în primul rând, pe zona de fonduri europene, după aceea pe zona investițională internă, cu bani de la guvern. Bun. Pe fonduri europene, proiectul prin transportul public local. Și vom rezolva mai multe probleme. Unu, rezolvăm problema mijloacele de transport în comun la Târgoviște, vom avea vehicule ecologice. Doi, rezolvăm problema parcărilor, pentru că vreau ca oamenii, ca târgoviștenii, să folosească niște mijloace de transport decente, la niște prețuri decente, astfel încât să mai scăpăm puțin de traficul, care și în Târgoviște, la orele dimineții și la amiază, după ce se iese de la serviciu, după amiaza, traficul e destul de dificil. După aceea, discutăm de proiectul care vizează reabilitarea termică a blocurilor. Avem deja cererea de finanțare făcută, 5 milioane de euro. Vreau să ajungem la peste 20 de milioane de euro pe zona aceasta. Toate facilitățile de care am discutat. Mai departe, pe zona infrastructurii educaționale, 16 unități de învățământ pe care vrem să le reabilităm, vrem să construim câteva grădinițe și câteva creșe, ca unități de învățământ, mă refer la Colegiul Economic Ion Ghica, mă refer la școala 8, extindere și reabilitare la școala 1, de asemenea grădinița 8, construirea unei creșe lângă grădinița 8, școala numărul 11, școala 10, școala numărul 13 și așa mai departe. M-aș referi, spre exemplu, și la construirea unor crești și grădinițe microenele numărul 2, numărul 3, unde este mare nevoie de așa ceva. Cinematograful Independența, așteptăm să înceapă măcar procedurile de achiziție publică la acel cinematograf. Noi am făcut tot ce a depins de noi pentru a obține cât mai repede finanțarea. Se pare că sunt șanse foarte mari să fie singurul cinematograf din țară care va fi finanțat prin Compania Națională de Investiții. Nu mai există un alt cinematograf în această situație. În aceea situație suntem și cu locuințele ANL, cu cele aproximativ 150 de unități locative pe care vrem să le facem la Sagricom. Și acolo lucrurile merg foarte greu din cauza deciziei, din cauza faptului că nu își asumă nimeni răspunderea pentru aceste investiții. Din păcate. Dar sper ca în perioada următoare să se conștientizeze faptul că acest blocaj nu mai poate să continue și că pentru a se dezvolta administrația locală are nevoie de investiții și are nevoie să atragă fonduri, iar fără Ministerul Dezvoltării Regionale, fără Compania Națională de Investiții, fără organismele care intermediază accesarea de fonduri europene, administrația publică locală, într-o țară membră a Uniunii Europene, nu se poate dezvolta. Anul 2015, ca să luăm o comparație, să vedem ce înseamnă fonduri europene. Anul 2015 am avut un buget de venituri și cheltuieli la nivelul municipiului Târgoviște, undeva la 90 de milioane și am avut peste 100 de milioane sume atrase din fonduri europene. Deci cam asta înseamnă dezvoltare și când mă refer la sume atrase din fonduri europene, mă refer la cele sume care s-au dus direct către zona de investiții. Am vorbit de buget, bugetul general din care se plătesc, serviciile sociale, salarii și așa mai departe. Dar am vorbit de 100 de milioane numai pe zona investițională, sumă atrasă din fonduri europene. Cam asta înseamnă administrație publică într-o țară membră a Uniunii Europene. Prin asta ne dezvoltăm și s-a văzut în Târgoviște.
Mi-ați luat-o puțin înainte și ați răspuns deja la una dintre întrebări cu proiectele spre care v-am îndreptat atenția. Ce alte proiecte credeți că ar dezvolta municipiul Târgoviște din punct de vedere economic și ar oferi și locuri de muncă? Bun. Deci unul din proiectele pe care vreau să-l dezvolt vizează acea schemă de ajutor de stat pe care, prin care, la nivelul municipiului Târgoviște, investitorii să fie scutiți de diferitele taxe și impozite cu două condiții. Unu, să aibă o investiție de o anumită valoare, adică investiția să fie importantă, și doi, să creeze și să mențină un anumit număr de locuri de muncă. Se practică acest lucru în alte, unități administrative teritoriale. Vreau să dezvoltăm această concepție și la Târgoviște, în afară aceste facilități pe care Consiliul Local le va acorda, ne gândim și la crearea unui parc industrial la Târgoviște, unde de asemenea există aceste facilități, un centru de afaceri, toate aceste construcții juridice, ca să le spun așa, permit acordarea de către administrația publică locală a unor facilități de natură fiscală, sub forma unor cereri de finanțare. Fiecare doritor, fiecare investitor va completa anumite cereri de finanțare, va face dovada că îndeplinește condițiile legale și atunci, spre exemplu, va fi scutit de taxa pentru obținerea unei autorizații de construcții, care la o anumită valoare destul de mare. De asemenea, de taxa pentru a scoate terenul din circuitul agricol și a-l introduce în circuitul investițional și așa mai departe. Deci e un set de facilități pe care noi îl vom implementa și care, spun eu, că va măsuri care vor ajuta investitorii pe, mai ales pe această componentă a creării de lucruri de muncă. Mai departe, cred că foarte important este și deschiderea administrației publice locale față de investitori. Noi, în permanență, am încercat să încurajăm investițiile atât cât am putut pe cu respectarea discuției legale, bineînțeles, am sprijinit și acest lucru se va întâmpla și în continuare. Mai sunt proiecte, spre exemplu, eu cred că centura municipiului Târgoviște va încuraja foarte mult investițiile în zona respectivă. Așa cum cred că un drum pe patru benzi, Bâldana Târgoviște, va fi foarte important pentru municipiul Târgoviște. Sigur că nu depinde de administrația publică locală de la Târgoviște, dar vom face și noi tot ce putem pentru a impulsiona acest demers de natură să deschidă foarte mult Târgoviștea către investitori. Ați vorbit puțin mai devreme despre proiectul de centură. La un moment dat, într-o conferință de presă, la sfârșitul anului trecut, ați spus că municipalitatea a depus o plângere penală împotriva constructorului. S-a mai întâmplat ceva? Nu am mai primit. În afară de solicitarea unor documente, în rest nu am primit niciun fel de semnal de acolo, dar e o procedură judiciară care este în derulare și suntem încrezători că până la urmă se va stabili adevărul. Care ar fi plusurile, dar și minusurile pe care vi le asumați pentru perioada de interimat? Sunt și minusuri? Despre plusuri am discutat. Ca și minusuri, sigur că nu poți cunoaște de la început foarte bine, cum să spun, toate detaliile activității administrative, care țin mai ales de oamenii care lucrează în aparatul primarului. Sigur că pot să spun că în momentul de față am o experiență mai bogată. Este normal să experiența se câștigă pe parcurs. În rest, nu știu ce aș mai putea să adaug. Eu v-am spus repede, pentru la perioada de interimat a fost foarte mult de muncă, foarte multe lucruri pe care a trebuit să le, pe care o persoană care îndeplinește aceste atribuțiuni trebuie să le acumuleze și mă bucur că am reușit să, în mare măsură, să răspund așteptărilor. Sigur că nimeni nu e perfect, sigur că poate lucrurile se puteau face mai bine, sigur că nu sunt total mulțumit de ceea ce s-a întâmplat și întotdeauna e loc de mai bine. Și vreau să spun că tot ceea ce am făcut pentru, nu pentru că am vrut să fac lucruri extraordinare, ci am vrut să fac datorie față de târgoviștenii. Și iată că Târgoviștea a avut încredere în mine și mi-a acordat votul pentru încă 4 ani. Iar această
funcție nu face decât să mă responsabilizeze. Ăsta e cuvântul de bază. Niciodată n-am văzut și nu voi putea vedea funcția de primar ca un cumul de privilegii. Vă mulțumesc și multă bafă în tot ceea ce faceți. Și eu vă mulțumesc.